Povestea de dragoste dintre dumneavoastră și soțul dumneavoastră a plecat de la o pătură. S-a suprapus. Cum a plecat de la o pătură? A plecat de la o pătură, în sensul că pe acele vremuri soțului meu îi plăcea foarte mult muntele, călătoria pe munte, și împreună cu prietenii lui în weekenduri urcau pe munte. Și dacă vremea se înrăutățea, cabanierii, cu siguranță că nu le dădeau drumul turiștilor să coboare, nici n-aveau cum, pentru că telecabina nu funcționa și pe unde să mergi, pe jos, n-aveai cum. Și ei cazau în sala de forță, sala de sport pe care o aveam noi, pe holuri, ca să treacă furtuna, și a doua zi, pe lumină, vedeai dacă pleci sau nu pleci. Și normal că cereau: n-aveți să ne dați și nouă o pătură, o pernă, o ceva, ca să punem că nu plecăm acasă? Și așa a plecat, să zic, prietenia noastră, ulterior s-a concretizat în căsătorie. Și iată, s-a suprapus această poveste de dragoste și cu toată cariera dumneavoastră, da, pentru că da, l-ați întâlnit, spuneați, înainte de Olimpiada de la Los Angeles și v-a rămas alături. Da. Și în zilele noastre. Și în zilele noastre.